cum se mâncă cel. I'm a puppy girl in the puppy world. Fluffy plastic, be fantastic. You could be my hair and dress me everywhere. Stai jos, ai nota 2. Hai să-ți arăt cum fac profesionistele. Uită-te cum dă ochii pe setup. In the Barbie world, you know what me pum pum. Life is plastic. Pandi body. It's fantastic. You can. Fă, ce-am mai zis? Eu nu vreau să te trag de păr, vreau să te fu. Yeah, yeah. There's a place in Miami where they hear your soul. Fill the glass, get your biggest hole. Balcone. Nu sunt balcone, sunt implanturi, dar parcă mi se pare ceva diferit. Uite-n pula mea, nu vezi că nu mai are cocoșel? Deci acum pot să o iau de nevastă? Ăsta e nivelul de cultură al galeriilor de pe stadioanele românești. Dar și băgaboantele ce mândre erau că strigă ea după ele. Și pun pariu că la sfârșitul meciului din aceeași galerie se striga Vinoca, Vinoca, salută galeria. Și face stile o muie. Gurtule, la muia e luat din partea casei sau plătită de copos? Asta se întâmplă când părinții le iau la copii mașini puternice. Da, pe tatăl copiilor îl cheamă cumva Lucian Bode? Măturile alea erau un cadou indirect pentru Camila, ca să facă dracului curat în palatul Buckingham. Ce mai coai, îți fute asta o ciobănească de te? Eu, dacă aș lua taxiul de unde a plecat pumnul ăla, m-ar costa fix 2,50 lei. Legenda spune că tricoul la Mova Lunică a prins 5 târguri până acum. Mai avem puțin și-l vedem pe Imogen la LXF, concurând împotriva lui Ștefan Ghe. Imogene, bro, dar și tu ești cioban ca la de mai devreme. Da, chiar stă bine, ghe. Bă, fraților, accept provocarea lui Moru, fraților. Da, o să mă fac cu el, fraților, în gara XXFR, fraților. Da, o să mă fac cu el, fraților. Hai, vină care cu lui, hai. El acceptă, tot el s-ar bate, dar culmea culmilor e că nu-l invită nimeni în gala. Veni vorba de gală, Pitbule, ia vezi, pe șaolinul ăsta îl vreți? De ce spun? Două vorbe. Da, ce față are? Zici că-i furnica aia, Anton Ant. Poți să mă filmezi, să rupezi cu la mie de filmarea ta. Ascultă-mi goala, mine, te prind timp și vii să te mănânc. Cine ești? Ține minte de la mine două vorbe. Erau 7, nu doar 2. Subiectul care a fost la proba a treia, la subiectul al treilea. Să scriem despre o artă poetică aparținând ori lui Tudor Arghezi, Ion Barbu sau Lucian Blaga. Și pe care ți l-ai ales? Pe Nichita Stănescu. Și era așa mândră și entuziasmată că le fix a patra variantă, care, ce să vezi, nu era în programă. Și când te gândești că asta poate ajunge ministrul educației, îți dă șelarul cu Tesla în coaie. Și dacă ne certăm... Opa, s-a certat prințul moștenitor al coroanei Marii Britanii cu aleasa inimii. Priviți mărețe umbre, nu, priviți aici lovitura, ăla din zi zici că joacă Fortnite, iar ăla care bate lovitura zici că vrea să nimerească cu o mașină. Mai scrie și pe echipamentul lor,